1953, din 19.08.2016, primit convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data 24.08.2016, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în ziua 24.08.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare sau depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform deșeuri Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău. Și 7. Diverse. Dacă în legătură cu ordinea de zi, mai aveți și alte propuneri. Dacă nu aveți propuneri, supunem ordinea de zi anunțată de domnul primar la vot pentru Consiliul Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Așa, pentru punctul numărul 1, o rog pe doamna contabilă să facă expunere și să vă prezinte rectificarea de buget. Deci nu e o rectificare de buget în plus a de majorarea bugetului, e o rectificare de buget de transfer de credite. De la un capitol la altul, de la un aliniat la altul, de la un articol la altul, deci numărim bugetul. Se modifică structura cheltuielilor de funcționare prin transfer de credite după cum urmează. La capitolul 51, la autorități publice, de la cheltuieli de personal se retrag 50.000 și se adaugă la bunuri și servicii, la 51.02.20, 50.000. La capitolul 55.02.30, tranzacții privind datoria publică de la dobânzi, se retrag 3.000. De la bibliotecă, de la 67.03.02.20, se retrag 4.000. Deci 3 și cu 4, 7, care o să-i regăsiți la protecția mediului, bunuri și servicii, la 740220, 7.000, pentru plata gunoiului. La asigurări și asistență socială, la capitolul 68, se retrag de la cheltuieli de personal, 15.000, și se adaugă la asistență socială la 68.05.02.57 pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap. S-au mărit destul de mult numărul lor și trebuie să le creăm credit ca să putem plăti indemnizații. La capitolul 70, locuințe, servicii și dezvoltare publică. La iluminatul public și electrificări rurale, la 70.02.20, se majorează cu 10.000. La alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltare comunitară, la 70.50.20, se adaugă 22.500. Și se retrag credite de la capitolul 84, de la drumuri, de la bunuri și servicii, se retrag 100.000. Pentru a face transferul la cheltuieli de dezvoltare, la investiții, după cum urmează. La învățământ, la 65.03.01, se majorează cu 5.500 pentru plata PTH-ului la construcția la grădiniță. La căminul cultural, la 67.03.07, se majorează cu 10.000. La capitolul 70, la iluminat public și electrificări rurale, o extindere de rețea electrică, care n-am avut-o prins în buget până acum, 52.000. Deci, în total, pe cheltuieli de dezvoltare, se majorează cu 67.500, care îi vedeți că se scad de pe cheltuieli de funcționare. 67.500. Da, cam asta. Deci, numărim
bugetul... Extinderea e la... La capitolul 70, eu extind 52 din mii. Cine se reprezintă? Acum am zis. Deci extinderea... Vă spun eu. Ai spus general, generic, extindere. Unde? Păi da. După aia, luarea cuvântului, da, mă întreb. Da. Da. Interlocutor? Da. Deci considera că o lua cuvântul, era cuvântul... Da. Inițiator. E vorba de... Să nu mai iei așa a doua oară, că e frică. Am discutat. Iulita de la Chirilă. Care era Chirilă, întâi Chirilă și Gondar. Cel care a cumpărat casa de la Cipciric. Ăla nu avea lumină. Care stă Toma lângă... Ultima casă. Așa, tu știi. Și ăla cere și el să-i extinde, să-i duci curent. El a luat până acum, o tras de la Imrea. Da. Și l-a părât ce ne-a venit de la Ion și l-a lăsat pentru el. Acum Ionul a dat avizul cu obligația noastră să schimbăm rețeaua de la stradă. Toată. Deci 300 de metri. Să schimbă stâlpii, să pune torsadat. Deci ei n-au peste tot, în toate satele au torsadat. Acum ne obligă pe noi, dacă facem noi rețeaua, ei nu o fac niciodată. Și mă plăși la Sedean. Făcut tot din noi, nu făcut din ei. Numai că după aia nu dăm în primirii lor. Ei îi exploatează. Mulți. Deci asta e, de asta e... Mulțumit, domnul Marinte. Asta e extinderea. Păi nu, că... Eu mai știu niște cazuri, când domnii și-au tras pe cheltuiala lor, nu pe cheltuiala primării. Dacă este o persoană privată și pentru unul singur, dacă e nebun, își face casa aiurea, nu o să cheltuie la ei primării. Casa e de mult acolo. Casa e de mult. Și nu avea rețea electrică până acum? Nu. Și nici lumina public, zona... Casa e de mult, alu... Nu cunosc așa... Dacă vede, domnul președinte, casa romică e făcută... Bune, băiatul ăla, că a fost aterofil, erau un om... Așa, tata lua. Da, erau doi băieți, au murit. Deci, uchiul a rămas singur, bănesc o fea, nu cândva lumină, dar nu e mai trebuie. Nu, nu este rețea. Dar oricum, deci de la sfârșitul rețelei, deja îi trebuie lui patru stâlpi. Are tot, deci n-a fost teren. În teren liber aiurea. De asta nu vorbesc, de asta are și el dreptul la iluna publică. Dar nu e vorba de iluna publică. E vorba de toți un casnic. Eu știu pe ulița acolo, dar nu are relevanță în afara subiectului, ce spun eu, ca paranteză. Știu trei persoane care și-au făcut rețea electrică pe cheltuiala lor personală. Pe ulița aia? Acolo? Pe ulița. Nu are ce. Unde? Altă uliță. În altă parte, în altă zonă. Acolo, pe la Voacea, pe ulița aia acolo. Cum să facă pe cheltuiala lor? Da, da. Doamne ferește. Cum să fie? Un nea, Vasile, el ăsta are service auto prin oraș, cu directorul Popescu și cu un individ pe acolo. Nu știu cum îi spune. La Voacea? Nu există. Zona aia. Nu există. Da, mă. Nu știu pe dinos ulița aia. Știu că Ovrila avea documentație, și o duc la Ion. Poate nu la Voacea, poate la Iisus. Mai e sus, nu? Da, mai e sus de Voacea. Tot ca să spune cu Voacea, dar aveam bine trasă, e luminată de fapt. E partea din după Păreu, acolo. Eu știu, dar Cezar a cumpărat de la cineva, nu? Da. Și ăla n-avea lumină? Nu. Ei, și au fost mai mulți. Cine au fost fără lumină acolo? Au fost mai mulți acolo și au pus bani fiecare și au tras. Una e să duce un stâlp sau doi și alta e să duce... Doi stâlpi. Una e să fii 3-4 abonați, să duci doi stâlpi. Și alta e unul singur să duce 10-15 stâlpi. A, nu, eu spune la cum acum. Dar au fost altă treabă și la... Cum îi zice? La Costel. Stoica. La Costel, mă. No. Așa îi zice Stoica, nu? Bun. Da, nu e și Stoica la de la urmă. A, da, acolo zice. Da, da, erau mai mulți. Până la urmă, este curent. Diferență. Ești mai... Petrea, e Borcan. Mai jos de ei. Mai jos, da. Mică, dar în concluzie nu ești de acord cu chestia asta? Ba da, nu, de principiu. La urmă, vreau să spun că eu efort dacă avea mai mult, efort mare, zic. Să desfășoare discuțiile disciplinare. Află curent și ăsta să-ți trec necesare. Nu interveniți, ați uitat că sunt președinte. Da, domnul. Vă rog, mai aveți probleme, domnul Marin? Nu. Vă mulțumesc, la cineva. Hai să facem o treabă. Nu mai... Păi dacă nu mai sunt probleme, supunem la vot materialul prezentat de doamna contabilă. Cine este? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dați-a ține cineva. Nu m-am pus la televizor.
Și eu vă rog să mă scuzați, cam asta era mai important. Alte v-am spus despre ce e vorba. Cam telegraf, domnul președinte, împingi lucrurile. Mai erau de comentat pe aici. Ai uite și tu. Păi, dar cine se mai scria la mai voi. Nu v-ați uitat de mine. Norocul cine mai era? Sunt toți ca tine. Știi că ai voie rău să vrei intervenție și tu. Mă intimida, Maria. Vine la tine, acușa, oare. Te întreb personal. La următorul punct din ordine de zi. Fără să asigurați o reacție, ce să ne desfășurăm activitatea și să terminăm repede. Că tot ce avem, chiar de acasă. Nu repede, domnul președinte. Poftiți? Nu repede. Trecem rapid. Foarte repede. Trebuie să trecem. Păi, dacă asigurăm disciplină și ordine de desfășurare a ședinței, vom... Da. Deci trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău, inițiat de primarul comunei. Proiect care, spune, nu știu, o să vă citesc expunerea de motive care face referire la... Aici e vorba despre modificarea ceea ce spunea domnul primar, modificarea, vrea, deci Adibu vrea să modifice posturile de colectarea gunoiului, a deșeurilor. Dacă vreți, pot să vă citesc expunerea de motive. Cu ce? De poliție în termen așa. Suntem de acord. Nu ești, nu știi, dar știi despre ce-i vorba? Că dacă nu știi, nu trebuie citit? Da, știi. Eu știu și tot vreau să mai citească. Da. Ascultați, n-ai să faci acasă. Bă, haideți despre ea, fac eu. Hai să-i dăm despre. Deci, în contextul integrării României în Uniunea Europeană și a accesării fondurilor structurale pe care Uniunea le poate oferi ca o necesitate rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare, reglementate sau în curs de reglementare la nivel european, național, regional și județean, a configura necesitatea dezvoltării în parteneriatul al județului Bacău prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Astfel, prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, a avut ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comună a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și în realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de unități publice aferente serviciului de salubrizare a localităților pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia, respectiv a master planului sistem de management integrat al deșeurilor. Prin adresa asociației numărul 3468 din 12.08.2016, înregistrată la unitatea noastră sub numărul 6167 din 17.08.2016, se solicită efectuarea unor modificări la statutul acesteia, care să ducă la corelarea statutului cu prevederile legale în vigoare, precum și flexibilitatea funcționării structurilor asociației în sensul clarificării lor atribuțiilor Consiliului Director. Actele constitutive ale asociației au fost întocmite în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul. Ascultați sau nu mai citesc dacă... Actele constitutive ale asociației au fost întocmite în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 855-2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiectul de activitate serviciile de unități publice. Acest act normativ a fost modificat prin hotărârea Guvernului numărul 742-2014 prin modificarea anexelor numărul 2 și 4 la hotărârea Guvernului numărul... Nu, vedem. La. Te întreb, dar noi le-am citit, le-am știam, dar dacă ce trebuie să le citești, nu vedea la ce zic.
La scaun? Totuși, aici noi trebuie să fim de acord cu statul țărului. Trebuie să fim de acord. Domnul Romin, când mai continuăm, s-o terminăm. Păi v-o suna primar. Da, zis că o să termin toată expunerea asta de motivii să... Deci, ca urmare a modificărilor aduse de actul normativ mai sus precizat, hotărârile care privesc aprobarea primirii de noi membri în asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din asociație. Deci e vorba despre aprobarea primirii unor noi membri în cadrul acestei asociații. La 1. Aprobarea achiziției cotizației anuale. Aici noi la punctul 3 care o să-l discutăm cu aprobarea cotizației anuale, noi ridicarea costurilor. Aprobarea strategiei de dezvoltare a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de unități publice, extinderea programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului elaborate și prezentate de Consiliul Director al Asociației. Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a serviciului prevăzute în contractul de delegare. Aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic. Aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului consolidat și armonizat pentru întreaga arie a serviciului elaborate și prezentate de Consiliul Director. Să se ia în prezența a două treimi din numărul asociațiilor și cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare, aici nu mai citesc că n-are rost, deci dacă la prima convocare nu se prezintă, nu e vorum, fac alegeri, se convoacă din nou în 15 zile calendaristice, după care. Deci de asemenea. Aprobarea hotărârii privind dezvoltarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociațiilor, cum vorum și majoritate obligațiilor la orice convocare. Totodată, una din modificări prevede că, în situația în care reprezentantul unuia dintre asociații nu poate participa la ședința unei adunări generale a asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicită în acest scop dintre participanții prin hotărârea autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale a asociației. În proiectul de hotărâre anexat, există o serie de modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației prin precizarea expresă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii de personal. Modificarea articolului 23, alineatul 2, litera B, precum și adăugarea unei atribuții privind întocmirea organigramei, statul de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al personalului asociației, precum și supunerea acestora spre aprobare de adunare generală. Față de cele anterior menționate, supun spre aprobarea hotărârea privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Deci aici ai vorba despre ar trebui să fim de acord, pentru că e vorba despre statutul. Domnul, dacă îmi permiteți, domnul, aici ar trebui Consiliul Local să dea aprobare pentru funcționarea în continuare a ADIB-ului, dar celălalt punct care se referă la aprobarea tarifului pentru activitate, dar ăsta trebuie distrat. Și aici ia să l-o băgat ei la grămadă. Sigur că da. Poșterea. Acum noi aprobăm statutul, practic. Noi aprobăm statutul ADIB-ului. Deci sunt de acord cu statutul. Nu știu ce trebuie. Noi o să facem în două. Partea materială și partea... Nu sunt de acord cu tariful. Așa. Deci față de proiectul de hotărâre prezentat, consult Consiliul Local, dacă este de acord pentru regulamentul ăsta ADIB-ului. Cine este pentru? Că nu avem ce discuta aici. Pentru regulament. Regulament, da. Pentru regulament. Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva. Păi, domnul Cătălin, mergem în continuare. Deci, să trecem la punctul 3. Punctul 3, care
spunem proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitarea deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform PAPEU, realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor. Proiect care spune la expunerea de motive aici, nu o să vă citesc tot, iar un cap la altul, fiindcă esențial, nu are, trebuie să rețină. Nu are ești atât. Rost. Cât vrea să măresc. Da. Da. Cât o fost și cât vrea să mă ia. Ce să spun? Ce să spun? Spune, la 24 la 56. Ce să spun? 24 a fost și vrea să mărească la 56. 300 și ceva la jur. Da. De la 24, da. Era undeva, era undeva scrii, tot te-am fost, adică trei, da, că se modifică. Deci, față de, înainte era 24 de ron pe toană, și vor să modifice, să duc undeva la 54 de ron, să-l dubleze și, da. Eu consider că nu are rost să fie de acord în condițiile în care... Și așa, sunt foarte mulți care nu vor să plătească nici atât. Da, să mai mărim acum, să ducem la... Și plus că ar trebui modificat absolut tot. Cei care au plătit până acum gunoiul, până la timpul ăsta, ar trebui făcut alt calcul și chemați iar de nou să plătească, dar nu văd... Sunt oameni care deja au plătit până la sfârșitul anului. Da. Nu-i mai poți duce după aia, păi mai dă niște bani că s-o mărit aici. Așa și nu văd de ce să fim de acord. Aici. Banii noștri care îi dăm, dăm în comun, aici dăm... Nu, ei nu motivează. Tot ducând în celula 2, i-au fost la celula 2 acolo. Da. Poate nu știți, poate știți unii dintre voi. Vrea să rămâi la o celulă. Sau într-o celulă. Da. Doamne, nu-i ca pe timpul Ceaușescu. Dacă rămâi în celulă, poți fi și primul. Fiind celula plină, ne mai încăpând deșeurile în celula plină, ei cumva au construit altă celulă, celula 2, așa îi spun ei, și până la finalizarea ei, și cam așa explic ei toată... Nu. În celula 1 se ducea de avalna acolo, totul. Plastic, lemn, metal, așa. Deci e în celula 2, e numai selectat. De-aia îi urcă prețul. Pentru că, fiind prețul mai mare, tu te duci cu deșeuri mai puțin. Nu mai ai atâtea toni cât pleacă acum din comună. Restul se selectează. Prima dată se duce la altă celulă. De regulă avem noi celulă aici, Onești, dar încă nu s-au pus în practică. Apoi forțează să iei drumul la celula asta. Și mai e una la Berești, al meu, care niciuna nu funcționează. Am ambele. Și ca să ajungă la Bacău celula 2, de asta au mărit din prețul. Da, ajunge mai puțin cu noi, pentru că generează aici, selectează. Dar ca populație, nu se mărește prețul prea... La 24, de fapt, da, 24. Da, nu. Nu, poți să... Deci, la regula 30, da. Hai să facem o oră. La ora, mă rog, n-are... Mai mulțumesc pentru intervenție. La ora, prețul e undeva la... 4 lei pe tonă și o să duc la 6 lei. Spune 50 și plus TVA. Și o să duc la 6 lei. Dacă la ce spun mai sunt probleme de discutat. Pe bă, fraților, uite cum să... La început a fost o discuție și s-a aprobat un preț, un tarif. Eu am fost aici și despre ce este vorba. Și acum, pe măsură ce au căpătat colegii și o explicat bine, domnul Romică, cu de ce crește prețul. Băi, crabul vine cu majorarea prețului. Lăselalt vine cu majorarea prețului. Și toți s-au pus pe capul țăranului român să mai sugă ceva. Și eu mă declar din la început că nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Dacă dumneavoastră mai aveți și alte probleme și vă consult dacă dumneavoastră sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu acest punct de la ordinea de zi. Cine este pentru? Liniște. În unanimitate de voturi, nu sunt de Consiliul Local nu este de acord. Noi ca noi, dar dumneavoastră îl supărați pe tovarășul Setu. Nu știu cum o să dați. Nu știu. E o serie de explicații. Dar știți? Poate nu știu, colegi, cine e tovarășul Setu. Eu m-am supărat de mult ori pe mine și nu ați văzut? Am avut eu dreptate când îl lăsam să în spatele meu când trebuia să votez PSD-ul, eu? Nu țin minte, astfel de aspect. Se vede că ați îmbătrânit. Da. Se vede, mai lasă că
E mic o serie de motivări acolo, pun pe hârtie cheltuielile care le fac, în urma creșterii costurilor, dar la urmă, când e vorba și de profit, acolo au încheiat. Dar reciclarea deșeurilor le fac tot ei? Nu obțin niște bani în deșeurile alea? Haideți să mergem la următorul. Haideți, domnule. Aici, în Cârliga, nu înțeleg nici consilierii unui oraș. Nu înțeleg nimic, nici la Bacău, nici la unde. Noi nici atât nu suntem aici. De ce nu vom face așa? O să mai revină. Călăia? Subordinea de problema. De ce nu sunt subestimați așa pe tot? Suntem. Hai că sunt timp șurubărie. Ce am dreptat. Nu suntem în urmă. Nu suntem în strânce la prea facultate. Dar gândiți că sunt dacă vine. Băieții, o leacă de vină. Cel puțin 7 avocați sunt acolo. Și nu au înțeles. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri. Nicolae Bălcescu. Da. Având în vedere că n-am fost de acord la punctul 2 cu tariful, atragerea acordului și la acest. Sigur că da. Și la punctul 4 și cred că și la punctul 5. La 5. Dacă e vorba că la punctul 5 cu dar acolo domnul dacă vreți să fac explicativ și la... Nu te-ai întrebat de ce? Aici un joc polești. PSD-ul nu trebuie să ceară la populație, acum până la lege. Asta e cu poziția județială. Lăsați-o. Nu că e nedumărit domnul sindicare cu șmecheria asta. Nu eram oricum, indiferent care era situația, nu eram de acord nici și cu primul preț care a fost și atunci au fost foarte mari discuții și nici atunci nu prea s-au fost de acord cu prețul care... Mărească prețul și pe aia mărească. Deci, cred că știți foarte bine că s-au mai discutat și despre... Și nu era campanie electorală, nu era an electoral, nu a fost niciun... Dar cum sunt? Domnul, aveți o leacă la început să facem o introducere în acest... Să înțelegeți. Da. Deci unul dintre obiectivele proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale la nivel județean, procedură demarată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare, care se află în stadiul de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt celul la 2. După cum... confort de deșeuri Nicolae Bălcescu, stația de stocare Onești, stația de compostare Onești, stația de transfer Berești-Tazlău, care astea nu funcționează. Stația de transfer Găiceana, stația de stocare Moinești. Stați să văd dacă ceva ce-i mai explicit. Da, eu nu înțeleg un lucru, domnul vice. Cam tot. E mai jos aici un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației Adimului. Aia e altceva. Aia e altceva. Aia e altceva. Asta e Adisul. Aici e da. E pentru, aici e cu deșeurile acolo la punctul 6. Da. Cu apa și cu canalizarea. Dăm și pe asta la spate. Pentru rezolvarea situației mai sus precizate, soluția identificată a fost gestiunea temporară a activității de depozitare a deșeurilor la celul al doilea, depozitului conform de deșeuri de către un operator județean, înființat de către județul Bacău și aflat sub ordinea Consiliului Județean, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică. Deci, înțelegem că la... În ora actuală nu e terminat, nu e finalizat proiectul pentru celul al doi și Consiliul Județean dă voie unui operator din subordinea Consiliului care să gestioneze această celulă. Da? Deci în acest sens, Consiliul Județean a aprobat hotărârea numărul 55/2016 privind înființarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău. Știi că trebuie. Nu, Robresul e altceva. E operator de transport și colectare. Aia de administrare. A deșeurilor. Le administrează, le selectează. Vezi din nou de domnul președinte.
cu markerul acolo trebuia să faci notițele astea la consilier, să știi. Da, în conformitate cu prevederile articolului 12 alineatul 3 din legea numărul 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară în baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative a unității administrative teritoriale. De aia încerc și nouă aprobarea că facem parte, suntem membri de asta și astfel, în vederea îndeplinirii condițiilor legale referite mai sus, au fost întocmite caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Activitatea de administrare a celulei 2 va fi prestată de către serviciul nou înființat, începând cu data epuizării capacității de dezvoltare a celulei 1. Această dată va fi comunicată în scris de către actualul operator al celulei 1 a depozitului Nicolae Bălcescu, cu cel puțin 45 de zile. În scopul realizării activității de depozitare a deșeurilor de către serviciul public de administrare al sistemului integrat de management, este necesară darea în administrare a celulei 2 a depozitului conform de deșeuri Nicolae Bălcescu, conform prevederilor articolului 25 al alineatul 3 din legea numărul 51/2006, hotărârea guvernului. Deci nu văd nimic. Avem discuții la acest articol? Nu. Care? Se pare că punctul de înainte este legat strict de cel prezentat acum. Și vă las să faceți intervenții, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Supuneți. Supunem la vot materialul prezentat. Cine este pentru? Bun. Trebuie, conființat. Noi nu suntem de acord cu tariful, atât. Păi celula 2 trebuie înființată, neapărat. Trebuie înființată. Și eu mă gândeam la acest aspect. Noi nu să nu fim de acord cu tariful, atât. Restul nu e ce obiecta. Vrem celula 2 să vă înființată. Poți să vedeți acolo. Sigur că da. Și caietul de sarcini trebuie înființat. Că în baza aprobărilor, noi suntem membri la ADIS-ul ăsta. Fac caietul de sarcini. Pe mine mă deranjează treaba cu prețul, ca și pe dumneavoastră. L-am rezolvat. E clar, eu n-am fost de acord, odată. Da. Împărțim punctul în două. Dar, partea de regulament și partea financiară. Exact. Ce părere aici? Eu zic că trebuie să fim de acord cu înființarea celulei 2. Da. Ați văzut ce a spus acolo? Pe măsură ce se înființează celula 2, se desființează celula 1. Celula 1 fiind nemai având capacitate. Nu puneți la voi. Cine este pentru? Eu sunt pentru. Picioa de lumea? Vrerea dumneavoastră sau fără dumneavoastră? Ridică-mă, măi. Celula da, în unanimitate de voturi, nu s-a ținut bine. Așa. Să trecem la următorul punct, cu privire la ADIP. Nu, no, asta e tot în cadrul celulei 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri. Legat de 4. E legat de 4. De 4. Haideți să limităm un pic aici. Să vedem dacă n-am Nu a început să faci o societate. Poate cumva găsiți să trecem așa. Deci unul dintre obiectivele proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale la nivelul județului, procedură demarată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. În iulie 2014, care se află în stadiul de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt celula 2 a depozitului Nicolae Bălcescu, stația de stocare Onești, stația așa. Procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate a fost contestată la CNSC și ulterior la Curtea de Apel Bacău, fiind necesară reevaluarea ofertelor, de aia nici el nu aici cum a fost contestat. Reevaluarea ofertelor de către Asociația de Dezvoltare.
Acest lucru duce la imposibilitatea estimării datei la care operatorul desemnat prin procedură de achiziție publică își va începe activitatea, existând riscul ca la momentul închiderii celulei 1, întreg județul să se afle în imposibilitatea de a avea operațional un depozit conform de deșeuri municipal. Deci, da, aici parcă undeva... La această dată, toate deșeurile din județ sunt depozitate în celula 1. Celula 1, să înțelegeți toți care nu știu. Celula 1 e a municipiului Bacău. Da. Și ceilalți din județ tot acolo. Aia sunt primăria la Bacău, că apoi tot grații tovarășul la PSD, mai acceptă să ducă și la celula 1 până după erații revoluție. După alegeri. Deci la această dată... De regulă n-ai voie să te duci la ei. Legătură 4 cu 5, n-are... Da. N-are rost să mai citești. Are capacitate de 855.000 de metri cubeți de, în curs de epuizare, celula fiind construită din fonduri ISPA și operată de către municipiul Bacău, în condițiile în care procedura de achiziție pentru desemnarea operatorului de demarată de către municipiu în iulie 2011. A fost ani în șir contestat. Da, deci nu, e legată... E normal, am legătură, legătură cu grăbunturi să mai... Legătură cu grăbunturi. Da, poate complete, spune... Se par cu cinci, sunt la fel, n-are nicio treabă. Că dar nici nu mai trebuie să citești mai spate, e clar. Ce discuție? Da, de acord, nu ce să mai vot. Să puneți la vot, domnul președinte. Cine este pentru? Păi dacă am aprobat-o pe ea, trebuie să aprobăm. Mai departe. Și acum trecem la punctul 6. Punctul 6. 6, da, 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Inițiat de primar. Facem o expunere de motive. Eu nu prea un pic aici, da. În contextul integrării, așa nu mai citesc că e introducerea, astfel, pentru înființarea asociației de dezvoltare sau urmării reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării sau dezvoltării, după caz, în termen de unități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia, respectiv a master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Deci e vorba despre apă și canalizare. Prin adresa asociației... Eu adem domnul Ștefan cel Mare sau? Aici discută. Da. Cu toate. Da, da. Deci prin noi e vorba aici. Da. Ca să înțelegi un lucru, să vedeți că cum n-ați votat voi. Suntem de acord cu statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Noi trebuie să ne dăm avizul, ca și Consiliul Local, organ legislativ, dar suntem de acord cu acest statut al lor care îl face. Și când va căpăta aprobare de la fiecare comună din județul Bacău, trece la... modificare, la schimbarea acestui regulament, statut. Da, să spune că la momentul ăsta avem undeva la 50% din locuitorii județului care beneficiază de apă și canalizare. Ei, după demararea acestui proiect, o să se preconizează că undeva în decursul a 2-3 ani să ajungă la 65% din populația județului. Să beneficieze de apă și canalizare. Haideți să înțelegem că sunt două... Domnul președinte, hai să numim. Domnul, lasă-mă să vorbesc. Dă curs în primul rând comisia de specialitate. De ședință, păi are aviz? ADIS-ul este Asociația Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare. Și ADIB-ul e cu apă. Cu apă canal. Deci nu are nicio legătură. Și noi trebuie să aprobăm statutul acestui ADIB. Deci nu are aviz deocamdată. După, dacă îl aprobăm. Fiindcă este... Nu, avizul făcea referire dacă l-ați dat să aprobăm sau nu. Avizul, economic. Păi trebuie să ne dăm aprobarea, să ne dăm avizul. Sau trebuia înainte. Da.
Ca să poată, să poată funcționa mai departe, trebuie să ne dăm acostul și să... Ne dăm acordul, să ne dăm acostul. Aici nu-i vorba de costuri, nu-i vorba de absolut nimic. Ni cere acordul. Nu trebuie să modifici statutul. Pentru acest statut. Modificării statutului. Noi am mai avut un proiect de genul ăsta, dacă vă aduceți aminti, cred că pe primăvară... Dar ele se reînnoiesc anul. Da, da. Dar n-am fost de acord, consilierii n-am spus de acord, știți de ce? Că a spus că noi înființăm la nivel de comună un serviciu paralel cu ADIB-ul. Am vrut, păi da. Și eu am spus la vremea aia că nu se poate. Vedeți că ne-au venit iar, băi, voi sunteți deștepți acolo la Ștefan? Nu, nu. Se poate, nu se vrea. Și a zis că tu de unde știi? Nu se poate. Nu se poate, da. Da, a fost ideea. Pentru că niciodată nu o să-mi idei ăla la București, la reglementarea posturilor, nu o să la SGR-ul, sau nu știu, la SGR-ul. Mai sunt probleme la acest capitol. Da. Mai vrea să facă cineva vreo intervenție? Eu mă declar de acord cu aprobarea acestui statut. A ADIB-ului, deci Bacău nu este al nostru, noi nu avem decât să aderăm. De membri ai lui. Și dacă nu cumva avem noi aprobat și un reprezentant în ADIS și ADIB din partea, care este domnul primar. Dar nu e administratorul. La ADIB e Hazapar. Hazapar. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă s-a obținut cineva, dacă este cineva împotrivă, mulțumesc. În unanimitate de voturi, Consiliul Local este de acord cu și... Deci am avut 7 diverse. La diverse. Mă rog. Care la diverse, domnul Cercel Gabriel. Uite, încet, așa se cam duce anul, cam vine toamna, chiar azi dimineață mă uitam berzele, început să ne salute. Ce vreau să spun? Ciorile le-ai văzut? Dar o să eu, mă las. Mă rog să vă păstrăm seriositate. Felicit pe cine au făcut curățenie, bănuiesc domnul vice, pe părăul Bogdan. Extraordinar. Chiar, nu, scuză-mă, chiar dacă cineva, câteva persoane au fost împotrivite, nu? Așa. Dar sper că nu rămân acolo bălările, nu? Că altfel nu s-au făcut degeaba curățenie. Vreau ca să continuați înainte, părăul Gârbovenii, care este de acolo, numai... Bogdana până la cantor. La cantor. Exact, da. Și acolo e mult. Vreau puțin intervenție și pe Gârbovana, tot cu băieții ăștia, pe ăștia muncesc, aroșii, nu? Recunoaște. Și poate că sunt probleme și la după mâini. Că o să vină de la o inundație și până la cât de nimic. În Gârbovana ați văzut ce-a vrut. În vara asta. Deci să nu ne uităm că e numai o gură de apă acolo și vezi, Doamne, nu se întâmplă nimic. Deci, cam atât. În continuare să facă ce s-a făcut în Bogdan. Da, aici la Bogdan vă pot spune că nu-i terminat, încă o să mergem până undeva, nu știu, prin spate, că l-am pus de pe acolo, să facem iar ceea ce rămâne jos acolo, după ce se usucă... Dar trebuie luat, că Doamne crește o poate de două, trei zile. Dăm foc acolo, chiar pot să mai... Nu cred că mergi la foc. Zică cineva ceva și o să mai facă scandal, dar o să dăm foc. Încercați să dăm foc. Dacă nu ar... Știu că s-au primit telefon la primărie, vezi, Doamne, că le lăsați pe cineva persoane. Eu am gândit din foarte multă vreme această treabă. E foarte bun. Domnul... Da, mulțumesc. Ce s-a făcut pe Bogdana și să continuă să facă până la cantonul Sfântului Bogdana este un lucru deosebit de bun. A creat lumină, a creat vizibilitate pentru șosea, pentru conducătorii auto. Și... Este altfel, valea devine mai frumoasă. Albia pârâului trebuie curățată permanent, întreținută și avut în vedere viiturile, că dacă aceste grămezi, dacă le ia apa vină pe e pericolul pe undeva. Da, sigur că da. Și apreciez ca fiind bună acțiunea și trebuie continuată până la... Peste tot, în toate sate unde sunt probleme, unde sunt cursuri de apă. Vă mulțumesc. Am cineva? Domnul Montaș? Da. Nu. Dați-mă un pic de deci, acolo, spre exemplu, la Carol. Deci sunt persoane care au pus sărcii ca să consolideze... Da, malul dinspre Toliță de acolo.
Nu. Dar trebuie curățat ce înseamnă bălării. Alea, nu. Ce înseamnă sanciu, chestii nu, care consolidează palatul. Mă refer la cine a condus acțiunea? Sunt ponturi, tiferi, fugi de oameni. Sigur. Nu mă scot în picioare. Orice copac care are o rădăcină deja consolidată, e bine venit. Acolo, când vine, tăia din momentul. După ce se finalizează? Marian, conform lege, în albi a râului nu există. Dar nu discutăm de albi. Cine e albi nu trebuie proteja nimic, să nu tăie. Știi că sunt cu Milacarul în partea alta, au mai pus acânt pe... Da, pe albi. Pentru consolidare. Pentru consolidare, când au venit și au venit pe urmarea spălatorului. Da, cine e? Eu zic că trebuie să rămână. Deci tot trebuie să domnul Bontaș. Sau cu cine? Da, domnul Bontaș. Domnul Bontaș. Da. Ar vrea să... Amintesc că în ședința anterioară am pus problema drumului ăla de la poarta 2 până la... Da. Și nu știu dacă domnul primar a făcut vreun demers. A fost în ședință. A plecat tocmai pentru asta, că a zis că a venit o comisie. Deci vă pot spune eu, vă dau informație în sensul ăsta. A fost un personal cu domnul primar, la domnul primar Natiuc, în audiență, și am cerut ca să fie de acord să supun în Consiliul Local darea în folosință a drumului la pasarelă până la podul Trotuș, la Bacău, la Consiliul Județean. Au fost de acord, au zis că în prima ședință îl pune pe ordinea de zi, în dezbatere și deci la unei s-a rezolvat treaba, a rămâne să rezolvăm treaba cu Bacău și cred că la Bacău e undeva 100% să rezolvă, nu au nimic de obiectat, nu-i vorba, e vorba de 2 km jumate de drum, sigur nu o să fie nimeni împotrivă pentru modernizarea drumului respectiv. Am discutat și despre canalul de la Rădeana de acolo, care a zis că el ne ajută cu un buldou, punem și noi, noi o să mergem cu cei de la Poaste 16 și o să facem curățenie pe toată, să defrișăm absolut tot ceea ce e acolo, dăm și noi buldou, ajutăm și noi cu buldou nostru, cu ei, cu buldou, lor ne dăm un buldou și o să curățăm și canalul. Acum, dacă permiteți, ar trebui urgentată de avac, când ne doamna cu ploile și dacă plouă mai tare pe Rădeana acolo, iar să ne dăm în locat. Bine, până când nu stai porumbul în ușă... Am zis, da, să stai un pic, să o recolteze după aia. Și după aia, că, da, e să intre cu mașina. E drum, pe partea... Pe partea alaltă e drum, pe lângă canal, până e drum. Problema se pune că drumul ăsta care... ...aplicăm noi, este plin de gropi și acum când vin ploile de toamnă, se acopere cu apă și... L-am rugat pe dumnealui să, dacă poate, să ne ajute cumva, să cărpească totuși decât cu niște bituri din asta să pun. A zis că... S-a supă cu apă, oamenii nu mai văd. Nu, comitii la un cerc să ne ajute. Acolo, când e dat cu... De fiecare dată, partea care e asfaltată. Dar vă pot spune că dacă o fost de acord și îl trece, îl cedează Consiliul Județean, bine, acum, na, o să fie, o să dureze, 2-3 ani, o să dureze până să trebuie făcut proiect, trebuie făcut și... Măcar la nivel de comună să mergem cu bug de excavatorul ăsta, că nu știe, balast, să punem două... Nu, nu e o soluție, balast, dacă punem la prima ploaie, deci, am încercat cineva, și nu știu dacă s-a sesizat tot așa, eu am discutat cu cineva care era în Consiliul Local, și au pus bitul. Au pus resturi de la... Resturi, tot s-a dus. Și aceeași chestie s-a spălat. Acolo s-ar putea pune chiar beton. Nu te lasă, domnule, asta e ceva public și n-ai voie să intervii fără un proiect, fără acordul de principiu. Ei poate să facă drumul. Au făcut primarul de la Lodan, îl chema la DNA, primarul la Gura Văiei. S-au dus cu oameni, au cumpărat ciment. Și de ordine mulți ani de ciment. Sute de ciment. Și l-au chemat la DNA. Băi, tată, cum ai intervenit tu aici? Fără proiect, fără domeniul public. Trebuie aprobări. Mai primit acolo, domnul Marin. Mai primit acolo șoseaua cu bitum. Dar cu subțire, normal, a tras un tot de fapt. Bitumul ți-l scoate. Dar la groapa aia de mare dacă umpli de aia cu bitum, nu mai e groapa ăla. Aici trebuie să fac o firmă abilitate prin toți banii ăștia surmăriți. Zici, de unde-ți costul bani?
de impus. Dom'le, se poate face proiect, se poate face orice. Păi proiectul dacă se face, n-aia, proiectul când se face, se face pentru modernizare. Așa e simplu, mergem noi la primărie, aprobăm 100 de milioane ciment, punem 60 cu betonieră, facem... Dar asta n-am terminat, domnul. N-ați terminat, domnul? Păi aici ne discutăm prea mult despre gropile alea. Cum discutăm prea mult, dacă sunt... Care nu sunt necesitate. Gropile alea... Eu fac numai 100 de metri de la pasarelă până la socul meu și e dezastru. Da, domnule Iliadu, nu e ce nu vreau. Hai să rezolvăm aici. Problema se pune că trebuie rezolvată cât mai urgent. Dacă nu, oamenii au zis că atunci televiziunea plătesc toți și atunci televiziunea. Și noi facem statelele, facem parte tot din această comună și ce se mai face. Dar care televiziune? Eu mă chinui de un an de zile să aduc, nu vin niciun. L-ați mers la aia, Academia. Ia dezbrac din chelea goală. Nu-i da bani să vezi că nu vezi. Acolo de viu. Acolo de viu, neapărat, drogurile de viu. Alte probleme. Drumul ăla care s-a făcut la Jăbieni, acum a venit ploile și a dat. Ce da, tu ai fost de acolo, ieri, îți răspunde. Tu ai fost de acolo. Cum că n-ai fost? Când erai mici primar. S-a mai făcut. Vezi dacă ai făcut de ansule să dai la găul la papa ce ieri. Unde? Că l-am făcut. La diaca ai fost de acolo. Tu ai fost pe drumul ăla, că am venit eu cu primarul, știi tu dată. Nu, dar flouă, ciule ziua. E flouă, dar n-ai văzut cum am fost, că acolo trebuia piatră spartă, după aia ce ai făcut tu. Piatră spartă e la șoarea, buzunarea. Păi cum? Nu știți? Ați împărțit banii? Câți bani ți-o dat acolo? Primarul la 20%, tu 5% și o rerez. Nu aveți lumină? Da, 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 de-a seară. A venit. A, fulgere. Noi, genere cu fulgere cu... Da. Ați terminat, domnul. Cam asta. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnul, vă mulțumesc. Tot în legătură cu curățenia, aș dori ca să fii în sarcină domnul Dice, din câte știu eu, da. Să fie o vizită făcută în teren cu consilierul din, sau consilierii din satul respectiv și să stabilim zonele în care să intervină cu 416, cu Clarădeana, deci pune zgarduri cele și toate creierile le-a vin prin, așa, au făcut oamenii ca să întărească drumul, dar ceva, nu știu ceva. Cum începi Jdorghina, deci în dreapta poți să dai drumul la Iepuri, la Canguri. Țărușenii, vine cineva, să te știu. Asta este. Dar vine și la tine un om din altă parte. Deci, băi, dar aici e stat, din oameni, de... Mergem un gol, spune, nu la Bogdănești, la Bogdănești nu-i mare cu care stă. Dar la Uiduz. Du la gura băie, să vezi ce au făcut. Nu. Dacă vezi la Uiduz, deja zici că ai trecut în altă țară față din Bogdănești. Deci alte garduri, alte șanturi, alte chestii vopsite, dar așa. Influența și meditația pusă. Să vedem imediat, deci la... Pac, pac, mai departe. Și să stabilim niște puncte. Și după aia, cu posibilitățile care le aveți, să acționați. Iar la tractorul ăsta care a zis, ne sunt niște craifere, niște cositori, care se montează, eu am văzut, se montează și dai în plan vertical, erau ulițe asfaltate din capea o mașină și aveau aldeole și arbuști. Era făcut din start, plasă de Buzău la un metru și după aia nu trecea nici vrabia. Cu mărăcini, cu aluni, cu arbuști din ăștia care cresc. Păi, intra cu tractorul și făceai cu el. Păi aia îl muta. Când mergea și pe verticală și le lua și vârfurile, erau frumusețe. Deci, pe un tractor montat, deci nu erau pe prea multe lași, prea multe șmecherii ca aia. Da, și încă ceva. Am înțeles că au avut intervenții la primărie și în spețul cu domnul vice, Chiralies Nicolae, în legătură cu, nu știu ce, pământul cu... Da, am discutat cu... El a zis că se pune problema în Consiliul Local. Eu am spus că nu face obiectul Consiliului Local treaba asta, că nu, primăria a fost martorul când el și-o încredința pământul să-i lucreze nu știu ce. S-a discutat, nu s-a făcut. Da, nu, dar eu am vrut să o aduc la cunoștință, că se filmează și poate zice că nu așa. Dar i-a spus nici dar că asta nu e o treabă care vizează primăria. Din moment ce nu primăria a mijlocit această chestie, deci ca atare nici nu are nicio treabă ca să o discălcească. Da, am vrut să spun că da. Da, nu faci obiectul. Nu faci obiectul. Da. Da. Prima. Mulțumesc. Domnul Marin Romeu. Două întrebări punctuale pentru domnul vice. Încep cu cea mai... Dar rapid de subiect. Dar foarte rapid. Da.
Văd aici la culte, religii și recreere, la capitolul 6703077101001. Vreau să spun, să întreb când este gata și definitiv la cămina cu lucrarea. Și câți bani mai putem băga acolo? Stadiul lucrărilor, nu ne s-a adus la cunoștință. Tot luați bani, punem pentru primărie. Luăm bani și punem. Am trecut în capitol. Avem trecut bani. La rectificare, avem bani, da. Dar vrem să știm și eu, dăm bani, alocăm. Cum să fac? Selecție de oferte, cine vine, cine face. E un proiect, acum a da? Venit cineva și cu tot modernizare, se modernizează absolut tot, se face. Veni, ceea ce e acum... Modernizare interioară, exterioară. Interioară, dotări, tot parcare, cu parcare, cu tot. Oricum mai e de lucru. Și cred că undeva prin primăvară, o să fie... Se va duce bugetul următor. Deci pe, acum noi am făcut rectificare pe interioare, să înțelegem. Interioare și parcare. Și parcare. Să verificăm și noi stadiul și ce firme fac și cum sunt aduse firmele. Sunt firme care vin cu o dacie și pleacă cu mercele. Deci nu avem hotel. Un, doi, referitor cu curățenia, dacă tot ați... Da. Spus că pe Bogdana și prin toată comuna, eu n-am verificat personal, nici nu-i treaba mea să verific. Dar... Ești consilier de Bogdana, nu vezi. Nu contează asta. Nu contează. Nu contează, domnul. Dar nu-i treaba mea ca consilier să văd unii duci 46 și fac. Păi dar te-ai luat mereu de aici, ce fac? Ceea ce văd, s-ar putea să nu văd. Poți să duce și pini vadă să curățe. Eu vreau să spun așa, că față de alte comuni, cel puțin de 20 comune din județul nostru, avem densitatea cea mai mare la 416. Fac treaba, dar bine. Da? Dar uneori nu... Acum, e campania asta. La câte ore să fac prestații, numai un bolovan, dacă punem oameni și aducem buzunar la trotuș, ar trebui să avem o câteva uliți pavate cu bolovani. Nu cu asfalt. Să-i dăm un conform cetățenii... Bolovani nu luați din gardoanele care sunt acolo. Nu! Trebuie să fie toleranță zero. Fie el X, Z, s-ar putea să am și eu din familia mea. Nu trebuie să fie toleranță, nu-i spate la mine. Vă spune că chiar sunt monitorizați cu simț de răspundere, dar așa sunt ei, așa muncesc, ar trebui ca fiecare, deci să aibă, la fiecare 10 muncitori din aceștia să fie cât unul să-l supravegheze. Așa ar trebui ca să facă toți treaba cu simț de răspundere. Cătălin, în rest, sunt, da, stau poliția comunitară, nu sunt cei statale, să le dăm la ora de stat în birou. La ora actuală, mai sunt cetățeanul mea, ta, lui, la ora actuală mai sunt decât 3, din care unul e în concediu. Bun. Dar mai avem PSI-ul ce face. N-ai foc, n-ai, trebuie să-i dai și lua la responsabilitate, să-i încarci programul. Da? Și de la ISU, unul... Mai e alt guard. Alt guard nu trebuie să stie, să pândească pe primar. Unul este aici. E și la permanent. Poți să-ți dau și eu un răspuns? Nu, eu l-am întrebat pe domnul Preasul. E și el... Dragilea consilier, nu aveți situația asta a serviciului respectiv. Așa că, deci... Sunt câte 3 care monitorizează în permanență, dar nu e suficient. Ca să muncească și să facă treabă cu simț de răspundere, trebuie, v-am spus, câte un supraveghetor la 10 muncitori. Dar tu ești vici după ce ai 30. Da, pe cine să... Domnul Vici, tu ești prea bine. Iar pe domnul Răileanu n-ai ce să răspunzi, că ești consilier ca mine, nu știu. Vreți să participați la câte o acțiune din asta, vă rog frumos, cât e o zi, două, stabiliți dumneavoastră, vă dau cât e 10 oameni, 15, cum, în funcție de cum îi puteți să... Nu, mă cal pe prin, dar într-o zi am să mă duc cu 10. Hai, vin în face. Când? Să-ți demonstrez cum se poate face treaba. Deci că e greu. Să trimiți unul să stea să aibă grijă de 30-40 într-o parte, unul să aibă... Nu fac. Fac așa, 2-3 stau, unul acolo... Plus că n-am nici tot. Trebuie... Eu am adus dotări la primăria asta și ce am adus eu nu se mai află nimic acum. Marin Romeo vorbește în necunoștință de cauză. El toată luna stă și doarme în oraș sau face servicii la Bacău
Și vine la o lună de zile să întreabă ce să facă pe Bogdan. Așa trebuie să facă. Nu trebuie să mă uit eu ce faci. Nu vii să trăiești integrant aici cu masele populare și cu oamenii din comună. Nu se-mi întrebă. Vrei să dormim amândoi leac într-o noapte? Nu, doamne, nu. Bă, băiat, tu să nu întrebi atât timp, atât timp cât nu ești cu poporul aici și cu țara. Alte probleme. Ești mulțumit? Să expirai minutul, domnul. Ați văzut ce faci primarul la Adopteană? Ia uitați-vă la câteva intervenții. Da? La filmare. Toți primarii încearcă să facă ceva bun, nu face nimic. Acolo nu mișcă în front niciunul din aparatul primăriei. Să comentezi că el nu se duce sau nu faci. Eu dat sarcini, l-au făcut până seara. Nu trebuie să te iei după fundul lor. E, stai, da, da. Înseamnă că mai mult știi despre tot, înseamnă despre că una ta. Știu că mai informezi despre tot. Băi, mulțumesc pentru adevărul că pe Bogdan acește prin să vedeți. Acum, da, deci, Maria, cel puțin da, eu, care circul în fiecare zi de două ori, Ștefan cel Mare Bogdana, îmi venit exact în, la muta acolo, unde era un pericol permanent, crengi și așa mai departe. Efectiv s-a luminat zona. Marian, ca principiu, dacă se face ceva, cu siguranță se vede. Dacă nu se face, e peste tot. Este o parte visibilă treaba. Ai fost numai la mine, dar nu curățam la Alibaba, ce s-a igienizat? Acum, dacă stăm și analizăm... N-am văzut, dacă Maria doarme la unii, cum vede ce facem noi? Alte probleme, adică... A fost în concediu, lui. Rămâi în concediu. Ar trebui să-ți faci concediu la Bogdana. Ați înscris la discuții? Nu, dar era diverse. Și încă trei băieți, din loc frumos, sunt numele la oamenii bătrâni care duc la biserică. A fost la hram și două băieți sunt la biserică acolo. Dacă aveți și aveți în vedere, îți duceți trei bănci acolo. Duci. Mulțumim. La cimitir, jos aici. Numai la biserică catolică sunt bănci, și-o scălumea. Așa, catolicii cu oameni. Care-i catolică? Să canonizeze acolo. Ai văzut că m-a tiești un pentru cap. La biserică aici, la... Că tot furat de la biserică catolică. Permiteți să declară închise lucrările ședinței și să vă mulțumim pentru participare, să vă urăm tot la treabă în gospodărie. Deci, domnul Vici.